extravagantă și puternică. Face doar ceea ce îi place cu adevărat. A pus în scenă cel mai controversat proiect teatral de la Chișinău, despre dreptul femeii la plăcere. Și a dobândit cu aceasta admiratori și dușmani deopotrivă. Dar nu s-a speriat. Caută să realizeze noi proiecte prin care să trezească lumea. De lângă regie, predă studenților arta actorului, pe care o practică deja de ani buni. Dacă nu v-ați prins, vă spunem că numele ei este Nelly Cozaru, femeie perfecționistă care adoră lucrurile neobișnuite. Mai multe aflați la Un Sfert de Vorbă cu Ilona Spătaru. Joi, 8 decembrie, ora 22:35.